Salutare, dragi prieteni, ne-am gândit să facem lipii așa frumoase la cuptor și niște goboși cum facem noi romii. Salutare, dragi prieteni, am venit la bunicuța mea, ne-am gândit să facem niște lipii. Da. Ia deschide cuptor. Unii în tegaie, unii în cuptor. Mai le lăsăm un pic. Sunt cu foarte, ia uite. Da. Frumoase? Da? Da. Alisa, tu îți dau ție să mănânci. Nu, nu, să mănânc așa. Da? Nicu, nu. Ai, Alisa, de ce să nu mănânci? Îți dau? Dar le-a făcut cu foarte. Da, te duci dincolo la bunicul cu el și mănânci. Nu. Ce frumoase sunt. Ia uitați, dragi prieteni, nu mănânc bun. Hai, hai, Andrei. Ia, Andrei, și mănâncă. Mulțumesc. Luați-vă și mâncați. Mamă, bunicul, e foarte bun. Tu, mamă, era mamă. Lasă, mănânc la urmă. Hai, mănâncă. La urmă. Hai. Mâncați. Este foarte bune. Da. Dar trebuie să mai lăsească puțin. Am gustat puțin. Este foarte bune, bunicuțo. Da, foarte bună. Ați făcut să fie de frumoasă acolo. Da. Wow. Ia uitați, dragi prieteni, cum a ieșit. Buico, le faci cu dulceață sau cu sipi? Cum vreți, puneți-vă dulceață și mâncați. Nu am dulceață, că ăștia... Hai, Andreea, hai, ia-o, bă. Sunt de post? Da, Alina. Alisa. Ia uitați, dragi prieteni, ce s-a făcut. A sărit uleiul pe tot aragazul. A sărit uleiul pe tot aragazul. Îl știe și nu are nimic. Facem curat după aceea. Ștergem cuptorul, ștergem... Cum așa este la noi la rom, curat. Știi cum un pic? Alisa? Da. Ia uitați, dragi, ce s-a făcut. Ce ai pus aici? Uite, o din aia, o ias, mă, din aia, cum facem noi. Să facă așa. A ieșit foarte bun. Cam nu am cuvânt. Nu ai cuvânt? Da. Cam nu am cuvânt. Ia uitați, dragi, ce a ieșit. Alisu. Ia uitați, dragi prieteni, cum au ieșit. Mă. Ce-ai făcut bunică? Încă bunică. Da. Așa, bunică? Pe unde pui aia? Ia uitați cum s-a făcut. Vine în mița să iei. Amestec cu bunică. Ia uitați, dragi prieteni, ce s-a făcut. Lasă să se facă cum e făcut. Să mergem să punem usturoiul. Mergem. Mergem, mai târziu. Am folosit tava de la Madalina, de la Albina, pardon. A dat cadoul mamei.
Ia uite mi-a spus de ce s-a făcut. Ai grijă că sare pe cameră. Așa. Dragi prieteni, am avut azma, dar s-a rupt. Și când am cumpărat alta... Am împrumutat de la o vecină. M-am dus și am împrumutat. De la o vecină, dragi prieteni. Am făcut cu lopata, adică am făcut bine cu lopata. Dar mai bine, uite, să o făcea cu lopata decât cu asta. Am avut azma, dar a rupt-o bunica mândra. Nu că n-am avut cazma. Mai bine să remne pe lopata. Da, mai bine cu lopata. Vedem sapă aici. Ca să pun ceapa. Mai avem bucată. Da. De săpat. Dai la noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru comentariile frumoase. Noi citim toate comentariile, să știți. Mulțumim și pentru comentariile bune și pentru comentariile rele. Nu ne deranjează, ăștia suntem. Dar de rele n-are de ce să vorbească de rău, că noi nu vorbim de nimeni de rău. Noi n-am vorbit și nici nu vorbim. Nu a vorbit că n-am avut un hârleț, o cazma, că de ce am făcut cu lopata. Și ce să facem dacă n-am avut? S-a rupt. Am făcut așa cum am putut. Ce contează cu ce facem? Contează să facem. Cu ce, cum putem, cum nu putem face. Numai să facem, să ne ajută Dumnezeu să facem, să putem să facem. Nu contează că cu sapa, cu lopata, cu tasmava, tot aia. Ieri nu făceam așa cu lopata. Asta e, mai vorbești și oamenii. Păi, ieri nu făceam tot așa. Omul dacă știe să facă, face cu orice. Nu contează ce e. Noi am putut și am făcut și cu lopata, nu era problemă. Le mulțumim fanilor că ne-a spus cu ce să face, dar noi facem cu orice, nu contează la noi. La noi contează numai să facem. Și nu ne filmăm ca să... Că n-avem ce să facem. Ne filmăm ce facem. Ne place să ne filmăm. Bunica are ce să filmează. Meclate.
ce contează să fie bărbat? Să facem noi. Facem, bunicu. Mai ținem la bărbații noștri și nu le punem la muncă. Muncim noi că putem. Bărbații aduc banii. Da. Dacă nu putem, nu facem. Aia. Ce-i treaba bărbaților să pună ceapă în grădină? Andreea. E treaba noastră să punem ceapă în grădină, nu bărbaților. M-ai făcut să râd. M-ai făcut să râd. Păi da, așa e. Oare ce treaba bărbaților să pună ceapă în grădină? Femeile. Dai la mine. Lasă, fac eu. Voi ați fă puteri. Metoda 2021. Uite, vine și albătrân.
Ce faci, bunicu, cu aia? Vreau să fac aici măsurătoarea. Am terminat, uitați cum arată. Alisa? Da. Ce faci? Uitați, dragi prieteni, ce face bunica. Bunica nu vine să trăiești. Wow! Vedeți, dragi prieteni, ce a făcut bunica? Să vede cât măsură. Ia uitați, dragi prieteni, ce face. Face o dunghiță așa. Am văzut că eu nu înțeleg ce faci toate. Nu înțeleg ce vrei să faci. Să pun o stură, ce să fac? Da? Nu. Aoleu, bagi mâinile acum. Până nu bag mâinile, nu fac nimic. Cum știi tu? Știe bunica. Nu știe. Să nu ți-l mănânce căinile. Luminița, uite aici ce au crescut de frumoase. Da, Alisa. Mamă, bunică, dar cum? Cum nu înțeleg? Și ce mai ai pus ăsta albă? Hă? Știe ea. Wow. Uite, vezi, Alisu, ce bine face bunica. Da. Făcut cu pusa asta, știi, ca să o pune la egal, pe linie. Te ajut bunicul de la mine. Ce se poate, Alisu? Păi cum o să faci tu? Ia uite-te aici. Alisu? Vezi eu ce face luminița? Facem noi după. Da. Bunicul, facem toată partea așa? Mhm. Și spune-ne și noi, lufanii tăi, lufanii mei. Da, ce să ne spune? Ce să mai gătești? Ce mai gătești și tu azi? Ce mai... Azi făcurăm... Ce făcurăm azi? Bă, te urzici. Da? Da. Tu mâncați aseară gogoși? Da. Mie de ce nu mi-a dus așa? Era târziu. Da. Și după ora aia nu era voie să
Alisa frumoasă, ia uite-te la cameră. Da, să pune și ea una, bunico. Ghide tu lui oiec. Tu. Hai tu. Pune și tu. Pune aici. Stai așa. Nu-i sus, stai. Mai e țărău, na, mai e țărău, mai cu... O, ce gata. Uite și găinile. Ne mănânce să mănâncă usturoiul pe aici. Dar cu găinile ce faci? Le închidem. Le închidem? Păi sunt două. Ia uite cum scormonesc prin pământ. S-au învățat să sar de pe gări. De acolo, în cote. Ia uite bunicu ce face găină. Uite, și dar noi dacă punem acum ăsta ce pune bunica, ei se bag și fac dezastru. Dar le... facem ce facem ca să... aici. Numai să le învățăm să stau în coteț acolo. Se dă multă mâncare, multă iarbă, multă... Uși, uite ce face, uși, de aici. Aulela, vin-o iau. Hai că o iau eu. Dar... Așa, am bunit găină. A bunit-o, crezi flori sau ce crezi? Unde? Acolo și-a pus tu. Noi? Da. Usturoi. Usturoi? Știi ce la usturoi de mâncăm? Usturoi de mâncat. Da. Știu, dar am crezut că ies flori, știi? Nu ies flori. Și bunicul cu ăsta ce mai faci cu ăsta albu? Că știu mă spune acum. Ăsta albu, ăsta. Da. Ața? Da. Ca să nu ieși drept. Da? Ca să fie drept. Să nu fie una mai acolo, una mai acolo. Da? Păi mai trebuia unul acolo. Mai trebuia o linie așa, dacă să mai pui o linie așa. Hai du-și la mine, bunico, că e obosit. De-i... Hai, le-i tu. Asta l-a pe echișul. Hai, pune-și tu, Alisa. Așa, să o luăm de aici. Tu luați asta la nepu. Asta la nepu? Da, și la nepu. Bag un pământ, Alisa. Așa, Alisa. Andreea o ajută pe mândră. Spală curtea dincolo. Vedeți, dragi prieteni? Alisu, vezi cum face bunica, să învățăm și noi. Da. La linie. Mare. La linie face. Da. Dar trebuie bunica noastră frumoasă. Din ăla, ca să facem un lemn. Și pe urmă îl aprindem de ăsta. Și ăsta îl luăm un ciocan și sumim aici cu ciocanul. Și...
Și cât? Mai am usturoiul. Ce noi ceva. Te stau aici, nu mai pot să povestesc. Avem mult bunico de făcut. Treabă, nu vorbesc. Da? Da. Păi așa e mai bine. Că așa e frumos, că când fac treabă nu vorbesc. Trebuie să vorbești ca robotul. Da. Trebuie robotul să vorbesc toată ziua. Hai că trebuie să te ajut și eu, bunicu, că văd că nu mai poți. Da. Să stai plecată. Fac eu și Alisa. Dragi prieteni, vă mulțumim din suflet că ne urmăriți pentru comentariile frumoase. Sunteți alături de noi. Și să ne mai urmăriți la canalul de YouTube al lui Alisa de la Strehaia. Căutați acolo și este poza ei. Albina de la Strehaia, Madalina și Ileana. Și Ileana de la Strehaia.